Bun venit la un nou episod din Dream League, carieră cu PSG. Am spus că facem echipă numai din români. Avem vreo 6 români. Adi Popa, Gardo, Florin Gardoș, Ștefan Radu, Dorin Goian, Gabriel Tamaș, Lobot și mai este. Mai avem unul jos, Găman, dar îl punem în locul lui Tamaș. Stați un pic, hai să dăm aici, să-l facem 100 pe Ștefan Radu. Atât. Jucăm cu Milano. Hai că meciul ăsta nu-l avem pe Messi, Neymar, avem Vidal, Hazard, Kane, Mestozil, Hazard. Arcăm golul cu Hazard. Golul numărul 1 cu Hazard. Mestozil. Cum se ratez de acolo, Kane? În poartă e Donnarumma. Di Maria. Di Maria. Kane. Șutează Kane. Fix în vincul porții. Recuperează Kane. Mestozil. Nu e o pasă. Wow. Kane la Hazard. Nu ajunge. Corner. S-ar putea. Nu. No. Câștigăm 2 la cap. Hazard. Mestozil. Kane. Șutează de aici Kane. Apără Donnarumma. Offside. Am fost sigur. Recuperează Mestozil. Mestozil. Pornește contraatac. Mestozil. Fix în mâinile portarului. Ștefan Radu. Mestozil. Vă dați seama, l-a luat pe ala în cap de acolo. Peste poartă Di Maria. Recuperăm. Sfârșitul primei reprize. Hai să facem niște schimbări. Îl băgăm pe Gerard Bale în locul lui Mestozil. Tamaș în locul lui Goian. Și cam atât. Lăsăm atât. L-a băgat pe Honda. Să vedem dacă marchează ei vreun con. Kane. Hazard. Șutează Hazard. Un pic mai avea și vin cu porți direct. Kane. Kane. Kane.
Eu dă Donnarumma. Intervenție bună. O ține pe linie Kane. Adi Popa. Donnarumma prinde mână. O prinde mână. Să vedem. Câștigând 2 la cap. Bale. Hazard. Kane ratez de acolo. Nici poartă, nici merdu. Gardoș. Kane. Hazard. Marchează Hazard. Vreau să fac ceva aici. Băgăm așa și îl băgăm pe Adi Popa în locul lui Kane. Să avem mai bună intervenția lui Adi Popa. Am schimbat așa. Viteza lui Gareth Bale. Hazard. A apărut Donnarumma. Adi Popa. Adi Popa. Șutează Adi Popa. Da, peste poartă. Două șuturi a lui Adi Popa și niciun gol. Hai, Adi Popa. A apărut Donnarumma. Apără în Donnarumma. Să-i dau pasul lui Adi Popa, dar s-a băgat ăla. Tamaș. Bale. Adi Popa. Recupere Tamaș. Kane. Hazard. Marchează Hazard. Hat-trick. Să vedem ce face România în această seară. Joacă Olanda. Eu cred că câștigă 3 la 0. Să vedem. Deviază Donnarumma. Sfârșitul și a doua repriză. Câștigăm cu 4 la 0. Cât e intervenția lui Adi Popa și nu nimerește niciun gol. Niciun atacant român. Nu prindem pe niciunul, nici măcar pe Constantin Budescu. Hai să vedem aici. Poate niciun român iarăși. Portar. Pantelimon. L-avem pe Pantelimon. Să-l băgăm în locul lui Lobot. Pantelimon. Hai să-l facem pe... Unde intru eu? La Ștefan Radu acolo. 86. O să-l facem sute. Acum și toți românii îi facem sute. Hai să jucăm. Cu Pantelimon în poartă, greu mai luăm goluri. Hazard. Are o viteză fenomenală, Hazard. Vidal. Ce pasărea lui Mestozil. Am uitat să fac asta. Să-l punem pe Adi Popa în locul lui Kane. E mai bine așa. Poate marchează și el un gol. Cu cheptul gardoș lui Mestozil. Kane. Apără portarul. Găman. Kane. Hazard. Nu ajunge pasa la Hazard. Ștefan Radu recuperă. Să vedem ce intervenție are el. Ah, pierde mingea.
o recuperă românul nostru, Goian. Hazard. Peste poartă. Nu știu cum. Hai că l-am băgat pe Adi Popa în față, în locul lui Kane. Să vedem ce face. Viteza lui Adi Popa e prea slabă, nu știu de ce. Aproape să fie gol. Toa. Intrăm prin alunecariu. Di Maria. Pasă lui Mestozil. Mestozil lui Hazard. Hazard. Pornești contraatacul. Hazard. Marchează Hazard. Puteam să-i dau pasă lui Hadi Popa, dar nu l-am văzut. L-am văzut prea târziu. Acolo în fața porții. Adi Popa. Doamne, cum se bagă ăștia? Hai să vedem ce face Vidal. Doamne, dă peste poartă cu mult. Di Maria. Nu ajunge pasa către Ozil. Se termină prima repriză. Să vedem pe cine băgăm. Eu o să-l bag pe Leo Messi în locul lui Hazard sau Mestozil. Nu, în locul lui Kane. Hai să jucăm așa. Mestozil. Ozil. Mestozil. Să vedem ce face Mestozil. Messi cu călcâiul. Nu poate să prindă portarul în mână. Jucăm scurt. Mestozil. Eu ia acolo. Ce faci, măi, Mestozil? Flonin Gardoș. Nu ajunge Adi Popa acolo. Adi Popa. Încearcă un dribbling, dar nu-i merge. Vine Di Maria. Îi dă pasul lui Adi Popa. Adi Popa nu reușește dribbling-ul. Vidal. O pasă rea a lui Vidal. Vidal, Hazard, Mestozil, pe lângă poartă. Stați un pic. Adi Popa. Adi Popa. Adi Popa. Apără portarul. Nici acum nu reușește să dea un gol acolo. Peste poartă cu capul. Adi Popa. Nu prea în forma lui azi, Adi Popa. Dar cu mult așa să vedem dacă putem da un gol cu el. Cum să fie fault acolo? Doar l-am atins un pic. Adi Popa. Hazard. Viteza lui Hazard. Leo Messi. Reușește pasa. Să-mi bag pușca eu. Leo Messi. Aolea, că mai tare și te-a marcat Adi Popa. Dădeam un pic acolo. Doar trebuie să o atinge. Mesut Ozil. Mesut Ozil.
Arată și el mult, mult astăzi, dar Oti a marcat și el un gol. Să vedem ce face Adi Popa în celălalt meci. 2 la 0. Să vedem ce român mai ne chică. Bogdan Stancu. Îl avem și pe Bogdan Stancu. Gabriel Torhe. Avem mulți români acum. Un atacant, Bogdan Stancu, foarte bun și el. Să vedem aici pe cine. Andres Iniesta, l-am avut și pe el. Oricum, dar îl vindem. Eu acum m-am gândit la ceva. Intrăm pe antrenamente și la lovituri libere ne batem Ștefan Radu cu Adi Popa. Să vedem care marchează cele mai multe goluri. Acum intrăm și vedem. Să vedem care marchează cele mai multe goluri din lovitură liberă. Stai să dăm pe aici. Punem. Întâi dă Adi Popa. Să vedem dacă marchează Adi Popa de aici. Peste poartă. Acum Ștefan Radu. Slab și el la lovituri libere. Oricum, a dat bine pe poartă. Adi Popa din nou. Și încearcă și el să vedem dacă putea, poate marca. În plasa laterală. Ștefan Radu acum. Și el peste poartă. Să vedem dacă poate marca Adi Popa de aici. Eu cred că poate. Să vedem. Am apăsat prea tare. Ștefan Radu. Ștefan Radu unde e? O, de aici. Ștefan Radu. Să vedem dacă poate marca din poziția asta. Și el peste poartă. Doamne, când putem marca cu el? Când o să-l luăm pe Ronaldo, că a spus că vreți pe Ronaldo, facem duelul între Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Să vedem aici, Adi Popa a rămas. Poate marca. Peste poartă. Ștefan Radu. Să vedem dacă poate marca de aici. Și el peste poartă. Mai facem 2 ore așa, dacă nu marchează, nu marchează. Asta e. Prea încet o Adi Popa. Acum Ștefan Radu. Hai să marcați unul dintre voi golul suprem. Și el peste poartă. Până la urmă, Adi Popa a avut o șansă spre poartă să marcheze. Le dă prea încetul Adi Popa asta. A marcat Ștefan Radu. 1 la 0. Ștefan Radu are un gol și Adi Popa niciunul. Să vedem dacă poate marca și el. Prea tare am dat. Deocamdată e 1 la 0. Ștefan Radu a marcat.
Un pic și îl marca și pe a doilea. Aia de popa te întrece Ștefan Radu la lovituri libere. Peste poartă și el. Ștefan Radu. Să vedem dacă poate marca golul cu numărul 2. Ia, să vedem acum. Apără Pantelimon. Are o... Nu, l-am bagat pe... Nu. Popa. Are o mică șansă aici să marcheze. Bară! Nimerește bara de Popa. Ștefan Radu. Să vedem dacă marchează. Apără Pantelimon, o dă în mâinile lui. Ia, Adi Popa. Să vedem dacă marchează și el. Iară bară! De două ori bară, Adi Popa. Peste poartă. Măcar Adi Popa nimerește bara aia. Două beri la rând. Parcă din poziția asta a marcat Ștefan Radu. Da, din poziția asta. Acum peste poartă. Nu mai dă niciunul gol. Acum aia de popă. Hai, hai. Marchează și iară bara. Atingea trei oară bara. Ștefan Radu. Câștigă Ștefan Radu. Stați un pic că facem... Uite așa. Le introduc pe Stancu și facem... Torhe Stancu. Și facem Stancu contra Torhe. Să vedem care câștigă. Nici eu nu sunt sigur. Să vedem care marchează cel mai mult. Dau pe lovituri libere. Stancu-i primul. Marchează primul gol Stancu. Din prima. Acum Torhe. Torhe, să vedem dacă marchează și Torhe. Marchează și Torhe. 1 la 1. Salut, Ștefan. Stancu, să vedem dacă marchează. Peste poartă, Stancu. Torhe. Să vedem dacă dă golul cu numărul 2. Torhe peste poartă. Da, Stancu. E greu din poziția asta să dăm gol. Stancu nimerește golul 2 al lui Stancu. Acum Torhe. Să vedem dacă... Dacă câți abonați ai, măi Ștefani? Torhe, să vedem dacă nimerești el poarta. Apără Pantelimon. Stancu. Până acum e 2 la... 3 la 1 pentru Stancu. Stancu are 3 și Torhe are 1. Nimerește bara. Eu îți fac, dar... Nu, Stancu trebuie să dea acum. Salut, Denisa.
Tancu marchează golul cu numărul 4. 4 la 1 pentru Stancu împotriva lui Torre. Marchează 4 la 2. Nu. Stancu trebuie. Postează și după îți fac promovare. Întâi să postezi. Stancu, să vedem dacă marchează. Peste poartă. Stancu. Torhe. Stați un pic când face ceva la Google. Stancu acum bate. Fotbal pe manele, cred că postez mâine, că eu am făcut acum nesa astăzi și mâine îl postez. 5 la 2, lăsăm atât. Câștigă Stancu. Hai să jucăm. Jucăm cu Ager, să vedem, să ne facem echipa. Să-l băgăm, lăsăm așa. Denisa Macar, ai postat vreo videoclip ca să-ți fac promovare? Mai l-am pe Lobo Tamaș. Nu mai pun pe nimeni. Hai să jucăm așa. După meciul ăsta facem Di Maria contra Leo Messi. Iau, măi, iau Florin, dar nu-mi pic acolo ca să iau. Am pe Stancu, Adi Popa, Torhe. Să vedem. Stancu. Stancu. Gol de Bogdan Stancu. Primul gol. Ce-ai postat? Din prima de când a intrat, marchează golul cu numărul 1. Mestozil. Nu știu ce are Mestozil, că nu-mi face cum vreau eu. Hazard, farfica lui Hazard și gol. Gol de Hazard. Hai că Bogdan Stancu e în formă azi. Mestozil, Mestozil, Mesutozil, Hazard. Dar unii... Bogdan Stancu nu era acolo. Dar cu ce-s videourile alea? Fotbal pe manele, ce-ai făcut? Cu ce-ai făcut? Fotbal, jocuri. Bogdan Stancu. Peste poartă, nu cred. Nu sunt șmecher. Mestozil. Bogdan Stancu. Stancu. Marchează cu numărul 3 Hazard. Hat-trick. A, că e în formă azi Hazard. Hazard. Vreau să dau pasul lui Stanco acolo, dar nu merge. Pas acolo. Să vedem. Câștigând doi la cap. Vidal. Stancului Hazard. Hazard. Fuge acolo Stancule. Se întoarce Hazard. Nu știu. M-am întors prea tare acolo. Vidal, Stancu cu capul respinge portarul în corner.
Hai la Stancu. Nu câștigând duel la cap. Ajunge la minge. O ține pe linie și pornește contraatac. Florin Gardoș la poziție. Stancu. Bogdan Stancu trece de toți și șutează. Apără portarul. Adi Pop. Peste poarta Adi Popa. Nu cred așa ce. Adi Popa peste poartă. Sfârșitul primei reprize. Hai să-l băgăm pe Tamaș. Îl băgăm pe unii Tamaș, nu aici. Tamaș în locul lui Gaman. Și câți abonați ai? Începem a doua repriză. Bogdan Stancu, să vedem dacă recuperă. Recuperează Bogdan Stancu. Pierde mingea. Se întoarce și pornește contraatacul. Să vedem ce face Bogdan Stancu. N-ajunge pasa cum trebuie la... Eu nici nu știu cine e Bogdan Ștefan Stan. Bogdan Stancu marchează al doilea gol al lui de când a intrat în teren. Ăsta e primul meci al lui Bogdan Stancu. Șutează Hazard. Apără portarul. Apără portarul iar. A, tu ești Ștefan Stan. Nu știem cine. Marchează și ei un gol. Da, tu copilul Budescu. Și Budescu are copil așa de mare? Când să-ți fac promovarea, Denisa? Adi Popa. Stancu. Bogdan Stancu. N-are cum să fie copilul lui Budescu. Budescu măcar are copil. Marchează Bogdan Stancu și face hat-trick. Hai că are un Bogdan Stancu are un meci impecabil. L-a bătut pe Torhe la lovituri libere. Acum marchează cele de-a treilea gol. Ia să vedem. Bogdan Stancu. Dacă marchează și golul ăsta, ia patrulea gol al lui. Peste poartă. Un pic mai avea și marca el acolo. Acum să-ți fac promovare? Să fac mâine. Cum mă joc Dream League? Nu pot. Dacă o scotea în corner, câștigam
Sfârșitul primei repe, a doua, ai două. 6-1. 3 goluri marcate de Hazard și 3 de Bogdan Stancu. Hai să vedem ce români mai avem pe aici. Niciun atacant. Să mă o mai bine că sunt mulți și nici un mijlocaș. Să vedem din defensivă. Nici măcar unul și portari. Carius, nu, nici unul. Niciun. Jucăm cu Inter Milano. Să vedem dacă câștigăm. Întâi să-l facem pe Ștefan Radu. Da, am spus că e confruntarea dintre Di Maria și Leo Messi. Să vedem care e mai bun la lovituri libere. Eu știu că Di Maria marchează mult din lovituri libere. Să vedem acum. La aceeași oră cât am început acum. Dar vă anunț cu câteva minute, cu o oră, două, când fac live-ul și intrați pe el. Stai să întâi să-l bag pe Leo Messi. Leo Messi, unii Leo Messi. Leo Messi îl pun în locul Bogdan Stan ca să fac acolo. Și Di Maria, unii Di Maria. Otici, în locul lui Adi Popa. Cum mă cheamă și pe YouTube? Cauți acolo pe Facebook și mă găsești. Hai să dăm, să vedem care câștigă dintre Di Maria și Leo Messi. Voi ce credeți? Lăsați în comentarii. Care e mai bun? Leo Messi sau Di Maria la lovituri libere? Marchează Leo Messi. 1 la 0 pentru Leo Messi. Acum îl băgăm pe Di Maria. Di Maria. Să vedem dacă marchează. Nu marchează Di Maria. Nu marchează. Leo Messi. Să vedem dacă marchează. Bara lui Leo Messi. Acum Di Maria. Conduce Leo Messi cu un gol. 1 la 0. Să vedem dacă marchează Di Maria. Peste poartă Di Maria. Mai ceva ca Adi Popa. Leo Messi. Să vedem dacă ratează și el sau marchează. Bara. Și am crezut că marchează Di Maria. Peste poartă, Di Maria. Leo Messi. Conduce Leo Messi. Conduce Leo Messi cu 2 la 0. Îl băgăm pe Di Maria. Să vedem dacă Di Maria marchează vreun gol. A, e bun, bun, așa. Leo Messi. În plasa laterală. Cu Barcelona, țin. Și îmi place rău, rău de foarte mult de Leo Messi. Să vedem dacă marchează Leo Messi. Bara de sus Leo Messi. Marchează Di Maria acum, să vedem. Peste poartă. Conduce Leo Messi cu 2 la 0. 3 la 0 pentru Leo Messi. Și cu Bayern Munich.
Bayer. Neuer e foarte bun portar, dar nu-mi place deloc de Lewandowski. Robben, nu-mi place deloc. Di Maria nu marchează niciun gol. Leo Messi, 3 la 0 pentru Leo Messi. Iară bara de sus. 3 la 1 că a marcat Di Maria acum. 3 la 1. Dacă vinea iară. Acum Di Maria. Bara de sus. Ce am cu berele alea de sus? Să vedem. Dacă marchează pentru 4 la 1. Iar Di Maria. Hai, Di Maria, știu că poți, dar nu vrei. Lăsăm doar. Nu știu. Nu știu când face FCSB cu Cliceni. Interesează-te și tu. Câștigă Leo Messi cu 3 la 1. Hai să-i băgăm înapoi pe Adi Popa și pe Stancu. Stancu în locul lui Messi. Și Adi Popa în locul lui Di Maria. Hai să jucăm cu Inter Milano. Icardi, Candreva, Medel, Banega. Să vedem dacă câștigăm. Și câte goluri credeți că marchează Bogdan Stancu? Lăsați în comentarii. Cartonaș galben lui. Dacă marchează Stancu de aici, e culmea. Dar n-are cum. A zbătut-o pe... Marchează Hazard din pasa lui Mesut Ozil. Mai întrebi chișierul. Ataca stănasă. Trebuie atacanți ca să am toți români mijloca. Un mijlocaș fac toți români. Păi facem sută pe toți. Apără portarul. Mă omoară Goian ăsta. Nici cu capul nu știe să dea. Bogdan Stancu, să vedem. Trece de asta. Să vedem dacă mai trece de asta. Fault. Galben, merită galben. Nu-i dă galben. Să vedem dacă marchează Bogdan Stancu. Eu sper. Apără portarul. Ați luat bataie 4-1 sau ați câștigat 4-1? Că nu înțeleg. Iară peste poartă. Mă omoară Goian ăsta. Are două lovituri cap. Nu nimerește niciun gol. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Ai semnăturile lui Budescu. Budescu e foarte bun la lovituri libere. Dar pot să-l iau, dar nu mi-l dă să-l iau. A, s-a luat bataie 4-1. Cine asta? Hazard. Are hat-trick. Bogdan Stancu nu
meciul ăsta nu-i deloc activ cum a fost în meciul ăla. Ari Popa. Mestozil. Pierde mingea. Mestozil. Fuge Torhe. Pasă lui Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Bară, nu poți. Hazard vine cu mare viteză și nu poate da pasă înapoi. Fii serios acolo. Bogdan Stancu n-a marcat niciun gol. Nu. Nu pot să cred așa ceva. Așa crezi că dă 5 goluri Hazard? Nu o mutăm pe nimeni. Nu o schimbăm. Poate dă, cine știe. Că e în formă Hazard. A fost și Stancu o leac. Ori un meci. După aia. Nu mai. Bogdan Stancu. Mâine cred că postez fotbal pe manele. Sau după ce termin live-ul. Fotbal pe manele cu cine? Cu Steaua, Barcelona? Sau cu toți jucătorii. Hazard. Peste poartă. Am pus Florin Niță cu Denis Albeș și Constantin Budescu. Să pun toți jucătorii. Sau o să pun cu Bayer, cu Lewandowski, cu Robben, Hazard. 4 goluri date de Hazard în minutul 71. Să vedem dacă marchează 6 goluri. Nu prea cred eu, dar să vedem. Hazard. Cu Neuer, cum apără, da? Bun. Să văd când îl postez. A obosit Hazard un puțin. Are 6 goluri marcate de Hazard. Hat-trick a doua oară. Nu se poate așa ceva. Ai avut dreptate. Și Bogdan Stancu cam pe tușă. Meciul ăsta a stat pe tușă. Ca așa Adi Popa. L-a accidentat pe Bogdan Stancu. Hai să bat cu Hazard. Poate mai face și el ceva. Poate marchează de aici. Prea tare am dat. Ia zi. În brațele lui Handanovic. Bine că ai avut dreptate. Șapte goluri marcate de Hazard. În minutul 90. 2 minute prelungire. Să vedem dacă poate să mai marcheze un gol Hazard. Nu poate trece de asta. Adi Popa. Nu recuperează. Sfârșitul și a doua reprise. Hai să vedem dacă mai sunt români pe aici. Nu știu, văd când să-l postez. Niciun atacant.
niciun mijlocaș defensivă. Ia să vedem, în defensivă nici un român. Portare un tătărușan. No. Nu îl mi-l dă cu Neuer. Ce zice? Mai joc un meci și termin live-ul sau închid live-ul acum? Nici eu nu știu ce să fac. Să vedem. Acesta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și abonați-vă la canalul meu.